Nauge Dog, unul dintre cei mai prestigioși dezvoltatori first party ai PlayStation, ar putea pregăti o schimbare majoră în strategia sa de dezvoltare. O listă recentă de locuri de muncă sugerează că studiul, cunoscut pentru jocurile sale la persoana a treia, ar putea lucra la un proiect la persoana întâi. Aceasta ar marca o premieră semnificativă în istoria de 40 de ani a studiului, care până acum a fost asociat exclusiv cu experiențe narrative la persoana a treia, cum ar fi The Last of Us și Uncharted. Deși de Dog a fost în centrul atenției pentru jocurile sale de succes, ultimii ani au fost oarecum controversați pentru studio. Recezarea mixtă a The Last of Us Part 2 din 2020, focusul pe remasterizări și remacheuri și anularea mult așteptatului proiect The Last of Us Online la sfârșitul anului 2023, au dus la o oarecare scădere a entuziasmului fanilor. Cu toate acestea, șeful studiului, Neil Druckmann, a confirmat că The Last of Us Part 3 este în lucru, alături de un alt proiect neanunțat, despre care se speculează că va fi lansat înaintea continuării poveștii lui Elie. Un nou IP este de mult timp în centrul zvonurilor legate de următorul mare proiect al lui Naughty Dog, fiind primul IP complet nou de la lansarea de Last of Us în 2013. Detaliile rămân însă puține, dar o recentă listă de locuri de muncă a aprins speculațiile. Naughty Dog caută un designer de jocuri cu experiență în titluri de acțiune și aventură la persoana a treia sau la persoana întâi pentru un nou joc de un singur jucător. Acest detaliu a condus la speculații că studiul ar putea explora pentru prima dată o perspectivă la persoana întâi, îndepărtându-se de modelul său tradițional. Deși conceptul de joc la persoana întâi nu este complet nou pentru Naughty Dog, fiind explorat în trecut pentru The Last of Us din 2013, studioul a ales în cele din urmă să rămână cu o perspectivă la persoana a treia. În plus, la summitul DICE din 2018, Neil Druckmann a declarat că studioul este deschis la ideea de a crea un joc la persoana întâi. Aceste indicii istorice și comentarii recente adaugă mai multă credibilitate ideii că următorul proiect al lui Nauge Dog ar putea schimba radical direcția. Indiferent de direcția pe care o va lua Nauge Dog, anticiparea pentru următorul lor joc este imensă. Dacă se va confirma că este un joc la persoana întâi, va fi interesant de văzut dacă va fi un titlu de acțiune și aventură matur, în stilul de Last of Us sau Uncharted, sau poate ceva complet diferit, cum ar fi un shooter sau un RPG. Fanii Playstation vor fi cu siguranță cu ochii pe următorul eveniment major, în așteptarea unui anunț oficial.